Bună ziua, stimați urmăritori! Continuăm serie de interviuri cu pretendenții la funcție de primar general al municipiului Chișinău, iar alături de noi astăzi este domnul Ruslan Codreanu. Ne aflăm la grădinița numărul 166 din sectorul Buiucani al Capitalei și o să-l rog pe domnul Codreanu să explice de ce s-a ales această locație. Bună ziua! Mulțumesc pentru ocazia de a vă vorbi și dumneavoastră și prin dumneavoastră cu locuitorii municipiului Chișinău. Îi salut pe toți cu mare drag și mare respect. În spatele meu este grădinița 166, care 4 ani în urmă nu era decât o clădire în paragină, lăsată de 25 de ani să se distrugă, fără acoperiș, fără pereți. Un bloc era total destrămat și este primul parteneriat public în municipiul Chișinău, împreună cu un agent economic și Consiliul Municipal. Aici s-au investit 25 de milioane, astfel încât 320 de copii să aibă condiții moderne, o infrastructură adecvată, ca să-și petreacă timpul, ca să se educe și, în al doilea rând, și pentru cadrele didactice aici. Este o infrastructură unde nu trebuie să se ceară bani pentru otcosuri, pentru plintus, pentru blocul sanitar, pentru terenuri de joacă. Este o mândrie, un proiect care eu mă mândresc. Și vă spun nu doar pentru faptul că aici 320 de copii au condiții frumoase de educație, dar și că este un parteneriat public-privat de succes și eu îmi doresc în municipiul Chișinău să fie cât mai multe parteneriate publice-private. Asta înseamnă că banii care s-au cheltuit pentru reconstrucția, construcția grădiniței, sunt o parte a municipiului? Da, și o parte a unui agent economic. Cum se întâmplă asta? Adică de ce a acceptat agentul economic ca să contribuie la renovarea instituției date de învățământ? Este simplu. Primăria municipiului Chișinău are foarte multe terenuri și clădiri care stau în paragină. Noi nu avem buget municipal suficient ca să investim într-un ritm alert, ca să creăm condiții și confort pentru tot municipiul Chișinău. Copii, bătrâni, spitale, școli. Și atunci este nevoie de parteneriate publice-private unde agenții economici ar veni să investească. Li s-a dat în folosință un teren în altă parte și din contul terenului care e în arendă, fără privatizare, aici agentul economic a investit banul propriu. Și este al doilea parteneriat, primul parteneriat public, al doilea este cu stadionul Radu Rebeja, unde la fel era un stadion în paragină, unde copiii nu puteau practica niciun fel de activitate sportivă. Astăzi acolo sunt vreo 4-5 stadioane, unde cred că peste 1000 de copii fac fotbal de performanță și toate blocurile din prejur, dar și din alte sectoare, vin acolo pentru că este o condiție confortabilă de a face fotbal. Este o problemă, unele instituții de învățământ școlare, preșcolare, sunt cam supraaglomerate. Dacă puteți să ne spuneți de câte grădinițe, dacă ne aflăm în fața unei grădinițe, ar fi nevoie în municipiul Chișinău, în oraș propriu-zis, cu suburbiile cred că nu există această problemă, ca să nu există, iată, problema supraaglomerării. În 2018-2019 am întors municipiului 5 instituții de educație timpurie și asta este Magda Isanos de pe grădinița 28 de pe Magda Isanos, Poșta Veche, asta este grădinița 48 care am întors-o de la ASP, era dată în mulți ani urmă ASP-ului, 166 am reîntors-o pentru că aici trebuia să fie un bloc de locuit. Noi ne aflăm pe strada Nicolae Costin unde 10 ani urmă mai erau încă două grădinițe, dar în locul lor astăzi sunt blocuri de locuit. Buiucaniu este un sector la fel de problematic ca și toate celelalte sectoare. Noi în 2018-2019, doar într-un an, am creat 1900 de locuri în grădinițe noi. Nu am reparat doar grupe sau blocurile alimentare, dar locuri noi în grădinițe. Ar mai fi necesar încă câte 3 grădinițe în fiecare sector, pentru că, de exemplu, la Ciocana, care s-a extins cu 10.000 de apartamente ultimul an după Igor Vieru, nu mai există nicio grădiniță, nicio instituție de educație timpurie. Deși acolo infrastructura din anii 85 încă este o grădiniță cu o capacitate de 600 de locuri, dar ea stă în paragină. Noi suntem conștienți că investiția într-un an de zile ar fi foarte mare pentru a investi într-un an de zile, dar în 4 ani de zile e posibil să creezi condiții normale, confortabile pentru 600 de copii în microsectorul Budești 8. Pe lângă asta, ce ne propunem noi e că câte o grădiniță creșă în fiecare sector, pentru că degeaba la nivel național se vine cu cadrul legal să motivezi părinții să iasă mai repede la servici, mamele, tații să iasă din concediu de paternitate sau maternitate mai repede. Dacă tu nu lucrezi infrastructura socială, unde să-și lase copilul? Nimeni nu vrea să ducă copilul să fie 37, 38, 39 în grupă. Este și o povară pentru părinte și pentru copil, dar și pentru cadrele didactice. Da, și mulți părinți nu-și permit didactic eventual ca să lase copilul. Și o altă problemă este că aici este o grădiniță nouă. Mulți părinți din sectorul din Valea, Buicanii Vechi sau din sectorul centru vor să-și aducă copilul aici. Noi infrastructura socială o vedem foarte corelată cu infrastructura rutieră și tot ce ține de ambutiaje și trafic în oraș. Atâta timp cât părintele nu va avea în perimetru de 15 minute de mers de lângă casă un oficiu medicului de familie,
confortabil, o grădiniță, o școală primară și infrastructură sportivă, el va fi nevoit dimineața să urce în mașină, să meargă 30 de minute până în alt capăt de oraș ca să-și lase copilul la o grădiniță mai bună sau o școală mai bună și să întoarcă înapoi în sector. Trafic. De asta noi prioritar vrem să investim în tot ce înseamnă infrastructura socială, grădinițe, școli și spitale. Apropo de ambuteiaje, care e viziunea dumneavoastră? Cum soluționăm această problemă? Nu știu cum se întâmplă, ultima perioadă ambuteiajele parcă au devenit mai dese, mai mari, mai deranjate pentru cei din trafic. Actualul primar Ion Ceban spune că poliția cam îl, să spunem așa, îl sapă și multe din ambuteiaje sunt create artificial ca să, mă rog, să cadă pe este o pată negativă. Este așa sau dumneavoastră cum vedeți problema? Eu ca șofer, de exemplu, sunt foarte recunoscător poliției, Inspectoratul Național de Poliție, foarte recunoscător, pentru că dacă nu ar fi să gestioneze traficul în orele de vârf, eu cred că ar fi mult mai mare dezastru. Și eu cred că ping-pongul ăsta politic, doar de a-și ridica un pic ratingul în sondaje, care o face Ion Ceban, nu trebuie să aibă loc, trebuie să existe un parteneriat între primărie și poliție, pentru că primăria nu a făcut nimic ca să decongestioneze traficul în oraș. Deci, efectiv nimic. Eu cum văd soluționarea problemei cu ambuteiajul, asta în primul rând transportul public de calitate. Unitățile de transport care s-au cumpărat în primele 31 de autobuse în 2018 și după asta care s-au cumpărat în anii ulteriori, dar noi nu avem șoferi. Deci, cea mai mare problemă și despre care nu vorbește nimeni, noi nu avem forță de muncă în municipiul Chișinău. De exemplu, dumneavoastră știți că toți șoferii de troleibuze migrează la parcul urban de autobuze, pentru că la autobuze salariile sunt mai mari. Dar care e diferența din salariul autobuz? Două întreprinderi municipale diferite, doi agenți economici care cum ar fi diferite și salariul poate fi stabilit de administrația întreprinderii municipale. Și ca să facă dumping într-un fel, pentru că nu aveau șoferi de autobuze, au majorat salariile și au plecat șoferii de la troleibuze și acum sunt probleme cu șoferii de troleibuze deja și cu taxatorii. De ce noi venim și zicem trebuie să fie o singură întreprindere municipală de prestare a serviciilor de călători. Nu poate să existe două întreprinderi. Parcul de troleibuze, parcul de autobuze. De cum noi vorbim de planificarea rutei urbane, de etichete electronic, cum vorbim de coridoare verzi la Vadul Vodă până la Gara de Sud, dacă noi avem două întreprinderi care concurează între ele. Și eu proiectul ăsta de decizie l-am pus pe masa Consiliului Municipal încă în 2018, numai că atunci, și tot atunci, socialiștii au votat împotrivă. Dar noi trebuie să ajungem la acolo. Noi trebuie să investim în transportul public într-o singură întreprindere. Noi trebuie să majorăm salariul la muncitor, nu la administrație, și să creștem cadrele pentru ca șoferi și ca taxatori. Cu timpul când venim cu tichetarea electronică, taxatorii pot să fie controlori. Dar noi trebuie să ajungem acolo. Astăzi noi avem, tariful s-a majorat de la 6 lei. Noi oricum continuăm să subvenționăm transportul public cu un miliard din bugetul municipal. Nimic nu s-a rezolvat. Cum era subvenționat când era tariful 2 lei, fix la fel un miliard de lei îl subvenționăm și acum când e tariful 6 lei. Ce s-a schimbat? Doar că s-a pus povara pe om? Noi trebuie să investim în transportul alternativ. Noi trebuie să venim cu facilități pentru om, că el să știe că eu mai ușor de pe Nicolae Costin ajung la Universitatea de Stat decât cu transportul privat. Noi nu am revăzut rutele urbane de transport din 2007, rețeaua de transport. În lumea modernă deja transportul urmează călătorul și fluxul de călători. La noi încă e invers. Fluxul de călători merge după transport. Noi nu venim cu nicio motivație pentru șofer, pentru că el nu vrea să meargă prin glot când iese din curtea de bloc pe un trotuar care încă nu e reparat pe Nicolae Costin până la stație, să oprească în centru, să schimbe încă o unitate de transport ca să ajungă până la USM, în zona USM-ului. Deci trebuie de revăzut rutele. Trebuie rutele revăzute după fluxurile de călători, inclusiv la intrările din oraș și inclusiv seara la ieșirile din oraș, să fie confortabil pentru oameni să-și lasă mașinile. Și trebuie neapărat să mergem pe implementarea parcărilor cu plată. Iarăși ca o motivare să folosim transportul public. Dar este o parcare cu plată în spatele guvernului, dar nu este prea populată, populară. Eu maxim am văzut acolo trei mașini parcate. Prețul este, nu știu, mi se pare exagerat. Pentru o oră era 50 sau 70 de lei. Adică eu întreb toți pretendenții la funcția de primar, după exemplul României. Da. La Brașov, de exemplu, unde parcările de pe marginea drumului sunt legalizate, tu achiți o taxă, e destul de simbolic, 2 lei, cred că 2 lei românești, în fine. Da. Care nu deranjează pe nimeni, ca și noi dacă ar fi 5 lei, cum mai sunt acum cu monezi, n-ar deranja pe nimeni, dar îți leși mașina, nu vine poliția să te ridici, nu achizi eventual o amendă. La noi, iată, este posibil de legalizat parcările de pe marginea drumurilor? Bine, nu pe anumite străzi, nu pe toate străzile. Cu siguranță. Și de ce nu se face lucrul acesta?
Pentru că nu a existat voință politică și a existat prea puțină administrare. În 2013 s-a făcut studiul de zonificare a Chișinăului pe zone de parcare, zona A, B, C, D. Normal că pe zona A s-a venit cu un tarif mai mare. Vrei să intri în centru istoric, vrei confortul să parchezi mașina pe Ștefan cel Mare unde ți-e biroul, fii bun și plătește, pentru că noi de, tu de fapt ții toată ziua locul de parcare ocupat, de la 8 dimineața până la 6 seara cât stai la lucru. Plătește. Vrei să o lași pe perimetrul zonei B, pe strada Albișoara? Poftim, primăria îți amenajează locuri de parcare, dar oricum plătește. Tarif mai mic, dar plătește. Lasă mașina acasă. Vină cu transportul public confortabil, ieftin, care trebuie să vină la timp, care poți să ai o aplicație și să nu fie întârzieri în transportul public din cauza la fel a parcărilor și ambuteiajelor. Este posibil. Noi nu venim cu soluții, cum le-am văzut eu în Columbia, când am fost în Bogota. Numerele pare iese într-o zi, numerele impare iese în altă zi. Nu, ar fi prea mult disconfort pentru șofer. Noi nu vrem să obligăm șoferii să-și lasă mașina acasă. Noi vrem să creăm facilități ca lui să fie mult mai comod să urce într-un transport care vine la timp, nu este aglomerat, are aer condiționat, are căldură iarna și să ajungă fix lângă unde are dânsul nevoie. În Berlin, când am învățat, rețeaua de transport e atât de diversificată că omului pur și simplu nu-i convine să scoată mașina din... Da, iau și metrou și... Da. Nu-i convine să scoată mașina. Deci la noi mult prea mult ne-am obișnuit că poți să urci în mașină, să parchezi în fața magazinului, să o pui pe avarică și te duci să-ți faci... Nu există așa în alte țări. De exemplu, astăzi de ce? La parcul din Drareon s-au amenajat 1200 de locuri de parcare, da? Dacă nu greșesc, da, 1200 da. De locuri de parcare. Și primăria se mândrește cu asta. Deci eu nu m-aș mândri cu asta, pentru că oamenii care nu au mașină, ei la fel au plătit pentru amenajarea parcării respective, care este gratuită, ceea ce este incorrect. De ce omul care nu are mașină, nu vrea mașină, el folosește transportul public, el investește în dezvoltarea transportului public, plătește pentru confortul de a construi o parcare gratuită. Ea trebuie amenajată, de acord, dar ea trebuie să fie și taxată ca banii să se întoarcă inclusiv pentru omul care nu are mașină, dar a plătit pentru parcare. Sau da, fiindcă ideea mea e următoarea, atâta timp cât locurile astea de pe marginea drumului sunt acum folosite de toți, primăria nu are de câștigat nimic. Corect. Dacă s-ar pune o taxă simbolică, chiar și de 5 lei spunem, la numărul mare de mașini s-ar aduna anual o sumă foarte mare, foarte care... Mare. Presupun eu, ne-ar fi de folos pentru reconstrucția unui pod, de exemplu, în zona Gării din Nord. Iată, pentru rezolvarea ambuteiajelor, poate trebuie și de construit noi căi de acces, noi poduri, nu știu, pasaje subterane. Dumneavoastră cum vedeți, fiindcă unii candidați propun astfel de idei? Știu că am văzut unele propuneri din partea candidaților, inclusiv să avem taxi pe râul Bâc, dar alții propuneau taxi aerian de la metrou cu stații aeriene. Ce să zic, fiecare în limita posibilităților. Chișinău în ultimii 4 ani, sau haideți să fiu exact, în ultimii 30 de ani, nu a avut niciun proiect mare de infrastructură. Deși primăria în ultimii 4 ani a bugetat extinderea Mircea cel Bătrân, extinderea Mesagerului, reparația străzii industriale, nu s-a mers pe implementarea proiectelor. Doar pe astea 3 proiecte în ultimii 4 ani s-au alocat peste 210 milioane de lei. Numai că când s-a bugetat s-au alocat bani, pe parcursul anului Ion Ceban cu semnătura lui a luat banii de la proiectele astea mari și le-a dat pe borduri și pe plitcă. Și Curtea de Conturi a constatat că s-a încălcat cadrul legal atunci când primarul, prin dispoziția lui, a redistribuit banii de la obiecte de investiții concrete și capitale pe obiecte de uz comun. De ce e important, de exemplu, tot vorbesc de Mircea cel Bătrân? Pentru că noi nu am aglomerat Alea Corso. Alea Corso dimineața, ca să ieși de la sectorul Ciocana, stai o oră jumate pe Alea Corso. Mircea cel Bătrân ar permite ieșirea în direcția Orhei și Stăuceni, spre Bucovina. De ce vorbesc de Mesager și extinderea Albișoara? Pentru că noi am reduce povara de pe cercul de la Creangă și de pe calea Ieșilor. Direct spre Mesager și iarăși ieși în direcția Ghidighici și ieșirea spre Buicani. De ce vorbesc de industrială? Foarte mult tranzit avem în Chișinău din partea Nenii Noi. Foarte mulți oameni vin. Ei, ca să meargă spre Vadul Vodă sau iarăși ieșirea spre Mircea cel Bătrân, ei trebuie să intre pe la voluntarilor, uzinilor și cercul de la Vitanta. Foarte aglomerate zone, acolo 2-3 ore stai în trafic. Industrială e un proiect scump. Am primit foarte multe critici când am vorbit de industrială, dar eu foarte clar zic, într-un an nu e posibil de făcut industrială, acolo investiția de vreo 400 de milioane. E foarte scumpă investiția, mai ales că tu nu poți să o faci să pui doar un centimetru de asfalt, da, acolo da. Sunt camioane, stiruri, acolo sunt foarte multe depozite al benzinăriilor și acolo trebuie făcut un proiect mare de infrastructură, dar în 4 ani el e posibil de realizat. În 2018 eu discutam cu agenții economici de pe industrială și ei propuneau hai să cofinanțăm și noi, că înțelegem că primăria nu o să aibă atâția bani. Regret că nu s-a mers pe astfel de proiecte și singurul proiect mare pe care îl vedem, asta e
podul Mihai Viteazu, deși prima dată am făcut expertiza podurilor în 2018, după 25 de ani, și Grigore Vieru, Ismail, Mihai Viteazu au gradul de uzură dintre 75 și 80%. Dar nu poți să te apuci de un proiect de infrastructură cum e podul Mihai Viteazu, cu o încărcătură enormă de trafic, să angajezi o companie, o filială a unei companii din Ucraina, care a fost creată în 2019 în Găgăuzia, și lucrează muncitori care nu au calificări în reparația de pod. Și asta se vede zilnic, săptămânal, și noi deja de câte luni pur și simplu ne dădușim în trafic pe Mihai Viteazu. Și asta o să mai continuă încă 2 ani de zile. Oamenii nu au calificările necesare de reparație a podurilor cu grad de uzură de 80%, și asta se vede efectiv acolo pe când ești pe șantier. Și asta e trist, pentru că eu vorbeam cu companiile mai mari care au mai reparat poduri prin țară și au zis că în general, cum s-a început reparația podului, când ei au permis și camioanele mari să treacă pe acolo și erau vibrații, asta nu este reparație. Deci tot ce s-ar face, s-ar face de machiaj. Și după asta ei au revenit și au închis totuși tranzitarea de către camioanele mari și au lăsat doar automobile, dar nu-i calitate, nu-i calitate. Am înțeles. Ați vorbit despre buget. Din câte cunoaștem, bugetul municipiului Chișinău totuși a fost dublat în, nu știu, ultimii 4 ani, presupun. Dar într-o conferință de presă, cu toate că bugetul a fost dublat de actuala administrație, dumneavoastră a fost foarte critică. Care e problema cu bugetul municipal? În ce constă problema? Fiindcă la prima vedere e o veste pozitivă. S-a dublat bugetul respectiv de 2 ori mai mulți bani pentru aceeași infrastructură, școli, grădiniță și așa mai departe. Mulțumesc pentru întrebare. Ca să fie mai clar pentru următorii dumneavoastră. În 2018, când am fost eu la primărie, sau mai bine să zic, singurul buget de care am fost eu responsabil e bugetul municipiului Chișinău pentru 2019. Noi am avut un buget de 4,6 miliarde lei, cu un deficit de buget 0 lei, cu datorii la băncile comerciale 0 lei. Acum, în 2023, bugetul municipal este de 6 miliarde 800, deci cu 2 miliarde și un pic mai mult, dar asta este datorită modificării legii bugetului de stat, mai multe impozite vin la administrația locală și din fondul rutier, la fel, mai multe impozite rămân aici în municipiul Chișinău. Dar hai să fim atenți, e 6 miliarde 800 acum bugetul municipiului Chișinău, deficitul este de 500 de milioane în 2023, dar era 1 miliard 200 în 2022. Adică Ion Ceban cu echipa și-a propus proiecte mari care costă 7 miliarde 400 de milioane, dar bani a avut doar 6 miliarde 800. Și atenție, veniturile pur a Chișinăului, a municipiului Chișinău, sunt doar 800 de milioane din 6 miliarde. Doar 800 de milioane. Pe restul banilor? Transferuri la buget de stat. Deci transferuri la buget de stat. Noi, ca venit propriu, capitala financiară, capitala unde se plătesc 72% din impozite, capitala unde sunt cele mai multe locuri de muncă, avem venituri de doar 800 de milioane. Și asta vorbește despre sănătatea economică a municipiului. Noi nu suntem în stare să colectăm taxe, impozite, să creăm locuri de muncă, să aducem investitori care să ne permită un buget normal în municipiul Chișinău. Și pe lângă bugetul ăsta, ce am făcut noi mai departe? Avem datorii 1 miliard de lei la termoelectrica din cauza MGFL-urilor, care se acumulează în fiecare an. Am împrumutat 1 miliard 200 de lei de la toate băncile comerciale din Moldova pentru a cumpăra autobuze, 1 miliard 200. Am majorat tariful la transportul public, am majorat tariful pentru salubrizare, am majorat tariful pentru deservirea liftului și am introdus și taxă nouă de salubrizare. Toate de ce s-au făcut? Pentru că nu s-a ajuns bani în buget pentru promisiuni, pentru că s-a gestionat și s-a administrat prost bugetul. Pe lângă asta, Curtea de Conturi a constatat în raportul de audit pentru 2022 57% de achiziții care le-a făcut primăria în 2022 au fost făcute încălcând cadrul legal. 764 de milioane de lei care au trecut prin procedura de achiziții nu au trecut prin procedura transparentă de achiziții. Și noi vorbim de miliarde. În 4 ani de zile, Ion Ceban a administrat un buget de 30 de miliarde de lei. Noi putem să zicem că am văzut lucrări în Chișinău de 30 de miliarde de lei? Bine, oamenii au constat că Chișinăul arată mai bine, mai curat. De acord, asta dar oamenii nu înțeleg că asta costă foarte mult, foarte scump. Repet, și când a văzut Ion Ceban că tot nu ajung bani, ce a făcut? A început să vândă terenuri municipale împreună cu fracțiunile din Consiliul Municipal. În 2020-2022 s-au vândut de 4 ori mai multe terenuri municipale decât în perioada 15 și 18. Și asta este tragic, pentru că noi dacă vorbim de extinderea Chișinăului, dezvoltarea Chișinăului, despre investiții, despre aducerea companiilor străine, eu mă tem că noi nu vom avea terenuri de să le aducem, pentru că Ion Ceban le vinde într-o veselie. Doar terenul de la Unic, un hectar de pământ, cu 130.000 de euro a fost vândut, deși prețul de piață este la 5 milioane de euro. Să vă referiți în fața la Unic terenul? Da, în față și în spate, tot un magazin Unic se află pe un hectar de pământ. 130.000 de euro.
Dar care e problema până la urmă cu acel teren? Adică acolo doar nu poți construiești altceva, chiar dacă cineva l-a cumpărat. De ce sau nu poți? Cu siguranță că poți. În fața la Unix fie o construcție? Desigur. Și în spate, acolo e un hectar, unde era înainte piața Tiraspol, sau care, cum se numea ea, în spatele la Unix, tot hectarul acela a fost vândut cu 130.000 de euro. 6 hectare au fost vândute pe Milescu Spătaru, unui agent economic. Și apropo, noi vorbim cu oamenii, văd că s-au făcut, sunt schimbări în Chișinău. Eu sunt de acord. Dar noi trebuie să ne întrebăm care este costul acestor schimbări, pentru că multe lucrări s-au făcut de filantropi, sponsori și donatori ai primăriei. De exemplu, subterana de la circ a fost făcută de un agent economic care construiește. Peste 2 luni de zile a fost eliberată autorizația de construcție a 2 blocuri de 25 de etaje lângă circ. Scoarul de la Sarmisegetuza a fost făcută de un agent economic care construiește. Peste 1 lună de zile acolo s-a început construcția unui bloc de locuit. Aleea Butoiaș a fost făcută de un agent economic care construiește. Peste 1 lună de zile a fost eliberată autorizația de construcție. Pe noi ne costă asta extraordinar de scump. Noi ne bucurăm că arată bine, dar ne costă scump. Noi rămânem fără teren, noi nu știm cine sunt donatorii ăștia și pe ce interes, pentru că noi am tot solicitat primăriei. Voi sunteți obligați, conform legii privind sponsorizarea și filantropia, să faceți publică informația cine sunt donatorii. Că-s bani publici, e teren public și voi nu puteți ca pe moșia voastră să dați autorizații. Până acum n-am primit răspunsuri decât foarte formale, de genul întrebați voi donatorul, dar eu doar nu știu cine e el ca să-l întreb pe el. Acum o întrebare mai politică. Dumneavoastră sunteți președintele Partidului Puterea Oamenilor. Da. Totuși, în alegeri, mergeți în fața unui bloc numit Ruslan Codreanu. De ce ați ales să faceți bloc electoral, nu partid? Și cine mai face parte din acest bloc electoral? Mulțumesc tare mult pentru întrebare. Eu am să fiu foarte sincer și fără mari filozofie. Noi, de când ne-am creat în 2021 ca o echipă tânără, neexperimentată în politică, fără resurse umane și financiare și fără a avea pe cineva în spate, nu am reușit să promovăm și să facem vizibilă echipa Partidului Puterea Oamenilor. Nu am reușit. Noi în 2019 am mers ca și independent, Ruslan Codreanu. Atunci n-am fost lăsat nici măcar să intru în cursa electorală, pentru că stricam jocurile lui Năstasia și lui Ion Cebac. De atunci am început să creștem o comunitate de oameni. Mihai Stratula, Petru Socolan, Gabriel Lazar, foarte mulți tineri. Și acum noi am decis, zicem, mergem cu Partidul Puterea Oamenilor în alegerile locale, ori noi de start am zis că noi ne creăm pentru alegerile locale din 2023. Și noi nu o să reușim să vorbim despre partid, viziunile partidului în perioada scurtă de campanie care o avem. Nu avem nici oameni, foarte mulți și resurse. Am avut boicoturi foarte mari de la mass media din Republica Moldova ca să promovăm imaginea partidului. Și atunci, în discuție cu domnul Valeriu Pleșca, am decis hai să mergem pe ideea de blocul Ruslan Codreanu, că o să fie mai ușor să ajungem la oameni, să comunicăm cu oameni, să le povestim oamenilor despre echipa lui Ruslan Codreanu și Ruslan Codreanu, decât despre Partidul Puterea Oamenilor. Și pe această cale vreau să mulțumesc foarte mult colegilor mei care vin cu mine în echipa Consiliului Municipal. În primul rând este Mihai Stratulat, cred că este un talent și un dar cel mai cunoscut pediatru din țară. De la Dumnezeu, cât iubește el copiii și cu mare grijă de copii și de părinți. Este domnul Petru Socolan, care este vicepreședintele echipei noastre, cel mai bun student în 2021, Gabriel Lazar, cel mai bun student în 2022, dar acum este tânăr profesor de chimie la un liceu municipal. Eugenia Sâli, care a fost vicedirector la Organizația Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Avem o echipă frumoasă, oameni foarte frumoși, dedicați, care mai puțină politică vorbesc, dar știu problema reală, cum să dezvolți ceva, cum să lași în urma ta ceva, pentru că noi, până la urmă, asta vrem să facem. Să construim așa încât peste 4 ani de zile să ieșim în fața oamenilor și să zicem, noi am avut un mandat de 4 ani de zile, noi am fost responsabili de problemele respective, noi am ieșit anual cu un plan de acțiune în fața voastră, ce ne propunem și ce buget am avut, și că asta lăsăm o urmă. Așa cum eu azi mă mândresc că în perioada scurtă 2018-2019 am lăsat în urma mea proiecte concrete. Un drum, o grădiniță, o secție în spital, un centru pentru tineret, programe pentru desocializare pentru bătrâni. Nimeni nu vorbește astăzi, dar noi am fost unicii, singuri în 2018 care am unit generațiile trecute cu generațiile viitoare și am făcut programe de socializare unde persoanele în etate mergeau la case de copii, centre de tineret, centre de copii și stăteau și socializau cu ei o oră, două, trei, croșetau
Noi am fost primul program în 2018, unde am făcut cursuri de gratuite de română, de rusă, de Skype, ghiduri turistice pentru persoane în etate doar ca să socializeze. Pentru că noi în societate avem o foarte mare problemă de îmbătrânire și oamenii nu știu ce să facă și cum să facă. Și eu tare îmi doresc cu echipa mea să putem continua proiectele respective. Asta e motivația noastră de bază. Și eu sunt sigur că și Mihai Stratulat, și Eugenia, și Petru, și Gabriel, și tot echipa noastră, asta o să fie singurul lor scop. Să lăsăm în urma noastră ceva frumos pentru Chișinău. În lista blocului electoral, Roslan Codreanu este și cunoscutul medic pediatru Mihai Stratulat și vreau să-l întreb pe domnul Stratulat cu ce viziuni, cu ce planuri vine în Consiliul Municipal. Da, deci eu am decis să intru în echipa domnului Ruslan Codreanu. Am o experiență în domeniul medicinii, lucrez deja ca medic pediatru mai mult de 14 ani. Am experiență și studii în managementul sănătății. Am făcut aceste studii în Japonia, am făcut vizite de lucru în spitale din SUA, Japonia, Israel, Belarusia, România și am acumulat o experiență. Da? În același timp am vorbit, am consultat zeci de mii de copii, am vorbit cu zeci de mii de părinți despre problemele care se întâmplă ei în sistemul nostru medical. Și am decis că această experiență pe care am acumulat-o timp de aproximativ 14 ani, să o aduc în municipiul Chișinău și să creștem serviciile medicale și să facem ca toți locuitorii, de la mic la mare, să aibă acces la aceste servicii medicale de calitate. Îmi propun, în primul rând, să construim un spital nou de copii. De ce? Pentru că spitalele care le avem noi sunt de tip sovietic, sunt cu o infrastructură veche. Avem spitalul municipal numărul 1, Serghei Lazo, care, din păcate, din cauza administrației, doctorii sunt impuși să interneze oricare copil, indiferent cu ce problemă este. Să le pună diagnoza de pneumonie, să le dea antibiotic. Tot asta se face într-un mod abuziv. Avem spitalul numărul 3, Valentin Ignatenko, care, din păcate, infrastructura este într-atât de învechită, că în secția de terapie intensivă copiii sunt internați fără părinți. Deci este contrar drepturile copilului. Iar unii copii, ca să stea liniștit pe perioada de internare, sunt sedați. Deci sunt chestii care sunt foarte abuzive și atunci ne-am propus să construim un spital în locul acestor două spitale. Dar care ar fi costul pentru un spital nou? Adică n-ar fi mai ieftin de reabilitat astea vechi? Deci noi nu putem să reabilităm o infrastructură veche. Da? Uh-huh. Deci asta este, pentru că ea n-a fost preconizată pentru timpurile de astăzi. Costul unui spital ar putea să se ridice la 30 de milioane de euro, un spital modern, cu infrastructură modernă, cu tot cu echipament modern. Bani care pot fi găsiți ușor, fie printr-un parteneriat public-privat, fie printr-un împrumut de la partenerii noștri externi. Și apoi, când deschidem spitalul, închidem astea două, transferăm tot personalul medical, facem un concurs pentru administrație, pentru că într-un spital este foarte importantă administrația. La fel mi-am propus ca, deoarece în toată lumea există tendința de a reduce numărul de internări, atât pentru adulți cât și pentru copii, în unele centre de medicină de familie sunt staționare de zi, în altele nu sunt. Sau dacă sunt, ele nu sunt folosite și atunci să fortificăm acest serviciu. Și atunci când copilul are nevoie de careva, de un tratament mai complex, dar nu neapărat să fie internat în spital, să facă tratamentul în aceste staționare de zi. La fel ne-am propus pentru vârstnici, pentru părinții noștri, pentru buniei, să introducem totuși, să avem în sfârșit programe de sănătate. Noi avem patologii pe care, din păcate, deoarece nu avem aceste programe de sănătate, noi le diagnosticăm tardiv. Aici vorbesc de cancer, de diabet zaharat, vorbesc de hipertensiunea arterială. De pe stadii precoce, statul investește mai puțin în tratamentul lor. Și noi, părinții noștri și bunii noștri, se vor bucura la bătrânețe sănătoși să stea cu nepoții. Dar, din păcate, ajung să fie invalizi sau chiar și până la deces. Deci, acestea sunt câteva momente pe care vreau să le introduc în municipiul Chișinău și împreună cu echipa, împreună cu Ruslan Codreanu, să ducem la bun sfârșit aceste proiecte. Vă urez mult succes! Vă mulțumesc! Domnule Codreanu, eu vă mulțumesc pentru discuție și dacă puteți transmite un mesaj celor care o să ne urmărească pe canalul Radar Politic. Domnule Harghel, eu vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră, pentru interes, vă mulțumesc pentru calitatea interviurilor pe care le faceți, le-am urmărit cu ceilalți contracandidați, felicitări și contracandidaților care deja ați avut interviu și le doresc mult succes tuturor celor 27 de contracandidați. Oamenilor, locuitorilor municipiului Chișinău, vreau să le zic să ieșiți la vot. Pe 5 noiembrie neapărat să ieșiți la vot, pentru că asta este dreptul, dar și obligația dumneavoastră. Noi toți vrem să trăim într-un Chișinău confortabil, noi toți vrem să fim oameni mai educați, mai sănătoși, mai înstăriți.
Și asta depinde de noi toți. Noi cei de la blocul electoral Ruslan Codreanu vă promitem că o să fim alături de dumneavoastră în fiecare zi în calitate de primar general al municipiului Chișinău și consilier municipal din partea blocului electoral Ruslan Codreanu. Eu vă doresc multă sănătate și votați blocul electoral Ruslan Codreanu pe data de 5 noiembrie. Vă mulțumesc! Mult succes în campania care este în desfășurare! Mulțumesc frumos!